mari actori de comedie. Lache! Unde ești? Aici, pe alea trandafirilor. Ce faci acolo? Mă odihnesc. Foaie verde neacutare, nu călca iarba în picioare, că plătește amendă mare. După atâtea munci, citesc, mă cultiv, mamă, doar mă aflu într-un parc de cultură. Zizi Șerban și Horia Căciulescu. În emisiunea de astăzi omagiem doi actori pe nedrept uitați de generația actuală, dar care au avut succes după succes decenii la rând pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase, Zizi Șerban și Horia Căciulescu. Deși au jucat și împreună, atât pe scenă cât și la radio, cei doi au avut destine destul de diferite. Zizi Șerban a debutat ca balerină la Tănase în 1936, la numai 17 ani, iar peste 3 ani avea să devină solistă pe unul din teritoriile cele mai dificile ale teatrului de revistă, cupletul muzical. Horia Căciulescu avea să ajungă la teatrul de revistă, cel mai potrivit loc, având în vedere înfățișarea sa și spiritul său comic, după o perioadă dramatică a vieții sale, ca deținut politic la canalul Dunăre-Marea Neagră. Ca puncte comune pentru cei doi actori, Zizi și Horia, pot fi găsite modestia, candoarea, inteligența, echilibrul și mai ales talentul. Începem incursiunea noastră printre momentele comice păstrate în fonoteca de aur a orei vesele cu singura scenetă descoperită până acum în care cei doi joacă împreună. Lache! Unde ești? Sunt aici, pe alea trandafirilor. Ce faci acolo? Mă odihnesc. După atâtea munci, citesc, mă cultiv, mamă, doar mă aflu într-un parc de cultură. Și ce citești? Panourile astea uriașe care te întâmpină cu ospitalitatea lor la intrare. Ascultă, art 1, călcatul pe iarbă se amendează cu... Na. Art 2, ruperea florilor se pedepsește conform mar... Art 3, se amendează... Art 4, se sancționează... Frumos scris, romantic, odihnitor, sună frumos, nu? Invitat la odihnă prin citație. Ce vei, dragă, deciziile se dau în proză, nu în poezie. Ce, ai vrea așa, foaie verde neacutare, nu călca iarba în picioare, că plătește amendă mare, administrația. Dacă te-ai luat după instrucțiunile de aici, ai zice că te afli într-un par de cultură și amenzi. Mă mir cum nu s-au gândit și la completări. Cântatul un pom strict interzis. Se vor aplica amenzi de la cracă la cracă. Sculptatul unei inimi pe arbore de esență moale, 5 lei și 55 de bani. Pe un arbore esență tare, 10 lei. Nume proprii de la 5 la 9 litere, între 24 și 25 de lei. Plimbatul cu barca pe alea principală, strict interzis. Parcarea mașinilor în lac, strict interzisă. Lectura particulară în afara studiului, placarde cu instrucțiuni, strict interzis. Administrația nu răspunde de timpul pierdut în parc. Șerban s-a remarcat mai ales pe tărâmul cupletului muzical. Iată un prim grupaj de trei cuplete. În primul cuplet îl veți recunoaște și pe neuitatul Radu Zaharescu. Invenții minuni de fiecare zi, dar vezi că sunt invenții și mai și. Bărbatul știm că a inventat salariu, nevastă sa a inventat contrariu, Juan l-a inventat pe pss, stai, și Cupidon l-a inventat pe mai. Un antrenor a inventat vedeta, Nea Tudorica a inventat trompeta. O glumă a inventat-o avian, dar altul a inventat-o acum un an. Invenții minuni de fiecare zi, dar vezi că sunt invenții și mai și. Vegetarianul inventase varza,
Mironosița inventase barza. Un medic inventase timbrul sec. Neafane inventase triplu sec. Amicul inventase anonima, iar șeful meu nu-mi inventează prima. Poetul a inventat un madrigal și un super critic textul muzical. Invenții minuni de fiecare zi, dar vezi că sunt invenții și mai și. Sarmalele au inventat ispita, tot ele au inventat apoi colita. Scrumiera o făcu un fumător și tot el inventă și un covor. O vacă a inventat precis caimacul, iar onetiști au inventat coniacul. S-au inventat pantofi cu toc în gust și la bărbați pantofii fără gust. Invenții minuni de fiecare zi, dar vezi că sunt invenții și mai și. S-a inventat și autotaxare și pasager cu autouitare. S-au inventat buline pentru cap și pentru a desgo ochiuri la ciorap. S-au inventat și doruri trecătoare și în plus și cabinetele dentare. S-au inventat coroane alburii și plomba care cade a doua zi. Invenții minuni de fiecare zi, de multe dintre ele m-aș lipsi. Vreau să vă spun ce tristă sunt și ce mi s-a întâmplat. De când Goguță m-a cerut și l-am luat de bărbat. Nu-i nici bețiv, nici cartofor și nici bulevardist, dar are alt cusur mai rău, e super microbist. Când ai microb de guturai sau gripă, stai în pat. Ia aspirină, bei un ceai și gata, ai scăpat. Dar poți să înghiși un cetrofar și tot nu scapi în veci, dacă te infecta cumva și ai stafilomeci. Și să vezi cum mă alintă când îl prinde dragostea. La ureche îmi șoptește, ești părcălăbița mea. Ești o floare, ești o zână, ești ca un parfum de tei. Ești zavoda mea iubită, de-a cărca nu Weiler 3. Mă greavu, pahonțu, mereu malintă cu alt nume. Babone, baboie, dar când îmi zice hai să te sărut, la un pas de fericire ne-a oprit o sfărăire. Și am rămas eu acel nu știu cum, la o margine de drum. Înțeleg să facă sport, să joace la pronospot, dar să nu mă sinucid, fiindcă n-a bătut rapid. Să simt ce dragostea doar când bate CCA, și să am un copilaș când o bate CSMT-iaș. Dacă a venit și zizi, desigur că așteptați să aveți seara asta pe cine să aplaudați. Am has și am și voce, nu-ți pare rău de bani și stânără într-una de 25 de ani. Am talent și am și școală, dar nu cine știe ce. Și aduc și lume în sală, dar nu cine știe ce. Sunt gingașă și sublimă, dar nu cine știe ce. Taia mi se dă și primă, dar nu cine știe ce. Oh, 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 ah, ah, ah. Sunt mii de magazine cu mărfuri câte vrei, să dai numai bănuții și marfa să-ți o iei. Și atunci te întreb ca omul, de ce în definitiv vii sănătos acolo și pleci și pertensiv. De servire exemplară, dar nu cine știe ce. Vânzătorul se omoară, dar nu cine știe ce. Te servește ca un frate, dar nu cine știe ce. Și are mâinile curate, dar nu cine știe ce. Oh, 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 ha, ha, ha. Ce mobilă frumoasă se face azi la noi,
modernă, elegantă, din material de soi. Dar poți să ai norocul, cum am avut și eu, să dai de o garnitură de tipul aole. Se închide șifonierul, dar nu cine știe ce. E bine încleia cuierul, dar nu cine știe ce. Patul e comod, mă vere, dar nu cine știe ce. Dormi în el cu o plăcere, dar nu cine știe ce. În informația scrie, unde-s reclamele? Petreceți de minune doar la teapele, la Lido sau la Cina, într-adevăr așa. Dar dai peste o bodegă unde ponoarea mea. E frapată băutura, dar nu cine știe ce. Și e la grama scriptura, dar nu cine știe ce. Socoteala e cinstită, dar nu cine știe ce. Pleci de acolo mulțumită, dar nu cine știe ce. Frumoasă tinerețea, frumoase când iubești, dar dai de câte unul, ce spune doar povești. Ah, te ador, iubito, pe sufletul de jar, dar ține verigheta ascunsă-n buzunar. Ăsta om dintr-o bucată, dar nu cine știe ce. Face fericit o fată, dar nu cine știe ce. Îi promite pe vecie, dar nu cine știe ce. Că o ia și de soție, dar nu cine știe ce. La rândul său, Horia Găciulescu a abordat cu aplomb și cupletul muzical. Singur sau cu Radu Zaharescu sau cu Nicu Constantin, avea să culeagă ropote de aplauze în urma unor cuplete cunoscute la vremea respectivă. Șoferii Iadului, Costică și Cigel, Când e corpul sănătos, vreau să fiu solist de muzică ușoară. Unii au câte o metodă și un refren ce-l folosesc. De păreri eu n-am nevoie, n-am. Pot și singur să greșesc. Dar când treaba se încurcă și pasența iese prost, a, tot el strigă, eu n-am vină, n-a. Vinovați de toate au fost. Cine, cine, cine? E cu cine? Și Costică și Gigel și Fănel și Ionel și Mitică și Andrei și alți mai mititei. Câte unul institut se consideră patron și-n feuda lui pe schemă bagă întregul familion. Dar la o verificare n-a mai mers cu păcălici, studii corespunzătoare s-a văzut că n-aveau nici cine? Nici Costică, nici Gigel, nici Fănel, nici Ionel, nici Mitică, nici Andrei și alții cinci ca ei. Pentru schimb de locuință, vai, vai, ce dureri de cap. De la un ghișeu la altul trebuie să alergi în trap. Zeci de forme și ștampile, că nu poți să mai socoți. Și trec luni și luni de zile până când semnează toți. Adică cine, cine? Și Costică și Gigel și Fănel și Ionel și Mitică și Andrei și Camurs ca ei. Fotbaliștii au mers bine în sezonul ce-a trecut, dar ocaziile ratate, vai ce nervi ne-au mai făcut. În teren se mișcă bine, e numai gol marchează greu. Și de la doi pași de poartă, peste bar au tras mereu. Cine? Și Costică și Gigel și Fănel și Ionel, iar de neagul chifiresc, ce să mai vorbesc? Dacă v-a plăcut cupletul, mă declar satisfăcut. Dacă nu știu foarte bine, ce-mi rămâne de făcut? Autorii poartă vina că n-au prea avut idei. Regisorul, dirijorul, vinovați de toate ei. Și
Costică și Gicel și Fanel și Ionel și Mitică și Andrei și Gămulsca e. Suntem șoferi, hai cui, șoferii adului. Și umblă vraișteni pe la Târgoviștieni. În urmă noi lăsăm cortinele de praf și facem razele din drum pilaf. Se construiește lung și lat și multe avem de transportat. Când însă noi zburăm pe drum, lăsăm în urmă doar blesteme, praf și fum. Iar atunci când trage câte-o ploaie, oaie, și zburăm ca vântul prin oroaie, baie, nu ne scapă pe trotuare niciun tregător, îl facem pe loc tehnicolor. Când cu camioane trec băieții, beții, trecători aleargă ca orbeții, săraci, se pune în mișcare întregul bulevard și ca să scape tot se cață răbegan. În safar de praf și fum, aha! Alte amintiri noi lăsăm în drum, căci în urma noastră apar târele de nisip, de balast și bar. Astea fiind cobloanele, ce-s cu ele? Nu se închide atan, așa, așa cum trebuie. Aha! Și când e să descărcăm în camion, cum să zic, nu mai e nimic. Vai nouă, vai nouă, vai 10, vai 10, că 10 camioane de nisip ne-a imputat până acum. Ha, 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 ha. Ha, 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 hai că ajunge. Suntem șoferi, hai cui, șoferii iadului, devastator de plopi, făuritor de gropi. Când traversăm ca svei, urmea Târgoviștei, parcă a trecut ciclon de gradul 3. N-a milă nici de cauciuc, nici de camion, că îl hurduc. După un principiu mă conduc, nu-mi pasă de pieton, pe aici vin și mă duc în nuc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
formă permanent. El de minții voioșie dacă face antrenament. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin. Omul static și blazat este zilnic supărat că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin. Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, un, doi, trei, fir, fiți cu toți atenți și... Sunt și unii oameni care se antrenează, se destind, dar în câte o împrejurare niciun deget nu țin fiind. Sportul pentru relaxare noi să-l practicăm activ. Performanța foarte mare o iubim la alți sportivi. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin. Omul static și blazat este zilnic supărat că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin. Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, un, doi, trei, fir, fiți cu toți atenți și... Ne fac antrenament bărbații și modernele femei și fetițele cu grații și ștrengarii băieței. Fii dinamic viața toată când mișcarea o îndrăgești. Un teren adesea arată ce într-o carte nu găsești. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin. Omul static și blazat este zilnic supărat că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin. Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, un, doi, trei, fir, respirați adânc și... Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, un, doi, trei, fir. Gata! Gata! Nu vreau să fiu șofer sau doctor, nici inginer și nici dentist. Nu vreau să fiu dresor de tigri, contabil sau iluzionist. Căci mi-am găsit vocația, eu vreau cu totul altceva.
Vreau să fiu solist de muzică ușoară, pot și solo și terțetor când să cânt. Ca să-mi audă vocea mea fenomenală, iese și ridică din pământ. Vreau să fiu stea la cinematografie și cu aria să vin la Drohoi. Unii să vrea poze cu autografe, gafe, și alții să vrea banii înapoi. La 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 la, la 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 la, asta este partea cea mai grea. De s-o combinăm și cu ei, și nu mai strecă mai e. Am o voce curată, spălată și apretată. A, intri în pământ când m-auzi, nu-ți mai trebuie nimic, nici doctor. Ieri făceam obișnuitele vocalize de dimineață când deodată strigă unul de la etaj: ascultă, șefule, dacă mai chinui mult pisica aia, îți facem reclamație la sectorist. De 2 ani mă lupt cu comisiile de muzică ușoară să-mi descopere vocea. Descoperiți-mă, fraților! Dar ei mă acopere la loc, să nu răcesc. Nu știu ce au cu mine, că fizic am, prestanța am. Să mă vedeți cu sacoșa de portocale, îți vine să mă mănânci cu coaje cu tot. Am încercat să intru și la operetă, da, cu vânzătorul de păsări. La jumătatea ariei m-a oprit comisia, zicea că sperii păsările. Când m-a văzut Rita Pavone, când Rita ales talentele, mi-a spus, ești bun, te iau cu mine, te iau să-mi car bagajele. La un concurs eu am învins, am luat și-o cupă, dar m-au prins. Ce, dragă, ce, te doare ceva? A, nu, 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 asta e maniera mea. Suferă că te tai. Vreau să fiu solist de muzică ușoară, să-mi exprim valoarea vocii în preț de cost, și să fiu pe orice undă din zor până seară, nelipsit ca martie din post. La local să metalez tot repertoriu în engleză, esperanto sau francez, să rămână gură ca sponor auditoriu și să-i stea în gât vrăbioarele. La 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 la, la 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 la, o fac praf ca și pe Dalida. Pe Tom Jones l-am la degetul mic și nu mai strecă mai zic. Am cântat și la Brașov, la Cerbul Carpatin, sigur că da. După 3 zile de cântat i-au schimbat firma. Nu-i mai zicea Cerbul Carpatin, nu, îi zicea Cerbul Carbaxin. Pe urmă m-au retrogradat la Târnăveni, la restaurant. Am înnebunit tot orașul. Făceam un succes că plecau toți cu notele neplătite. Ziceau toți: maestre, maestre, nu te mai lăsăm să pleci, rămâi aici pe veci. Vreau să fiu solist de muzică ușoară, să dau de-a zvârlita cu talentele și să se topească numai după mine, mine, toate miminii vedetele. O să mi se toarnă-n broșii o statuie, iar pe soclu o să scrie cam așa: Aizace unul ce-a cântat o viață întreagă, dar făcea mai bine de tăcea. La 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 la, la 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 la, lumea zice că și eu sunt totul, la la la. Vezi, o mai schimbăm și cu ei, 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 gata, maestre, nu mai e. Pauză de masă. Horia Căciulescu a înregistrat la radio pentru Ora Veselă, sub agheta regizorală a maestrului Ion Vova, multe scenete în care l-a avut partener tot pe Radu Zaharescu. Îi veți mai recunoaște și pe actorii Mihai Mereuță, Marius Pepino, Dorina Lazăr. Sunteți toți? Nu, nu, tovarășe dirijor, lipsește unul. A strigat 4 și suntem numai 3. Da? Aici sunt. A întârziat, tovarășe. Da, tovarășe dirijor, am întârziat și vă rog să mă iertați. Treci în cor. Da, treci. Așa, înainte de a începe repetiția, vă rog să facem o încălzire a vocilor, să cântăm gama, da? Da, vă rog să fim atenți. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, da? Da, da, una, da, da. Două, trei.
Do, re, mi, fa, re, mi, fa, do, la, si, do. Ce faci, frate? Ce faci? Ai întârziat? Da, am întârziat, tovarășul dirijor, și vă rog să mă iertați. Încă o dată, vă rog, încă o dată. Da. Una, două, trei. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La, si, do. Tovarășe. Da, știu, am întârziat. Te rog foarte mult să fii mai atent. Da, tovarășul dirijor. Acum să cântăm prima strofă. Vă rog, fiți atenți la mine. Da. Da, da. Una, două, trei. Foaie verde mărgărit, fiindcă-i timpul potrivit. Foarte bine. Noi cu toți ne-am întâlnit și la Prașila am pornit. Să pornim toți la ara. La Prașila, tovarășe, așa scrie în text, da, la Prașila. O fi scriind așa în text, dar eu știu ce fac eu. Eu de-abia ar. Vă să zic că și la asta ai rămas în urmă, dumneavoastră. Da, am rămas în urmă și vă rog să mă iertați. Încă o dată, vă rog, încă o dată, prima strofă. Una, două, trei. Noi cu toți ne-am adunat, buruiana de-am tăiat. Pământul să-l îngrășăm. Cum să îngrășăm, tovarășe? Nu vezi ce e în text? Ba da, eu văd ce e în text, dar știu eu ce e în câmp. Abia s-a terminat aratul și am pornit cu îngrășămintele. Întoarceți partiturile, vă rog. Da. Așa, facem repetiția corului pentru recoltă. Da. Atențiune. Unu, doi, trei. Foaie verde, fir mohor, noi cei care am dat zbor, le-am făcut la timp pe toate și o să avem roade bogate. Numai eu pe jumătate. Ce faci, ce faci? Iar intrea în apă, dar nu vezi că scrie roade bogate? Văd eu ce scrie aici, dar știu eu ce o să fie la mine. Voi ați cântat, le-am făcut la timp pe toate și o să avem roade bogate. E, da, dar în brigada mea o să le avem pe jumătate. Foaie verde, trei mușcate, uite aici are dreptate. Păi vedeți? Ce faci? Am întârziat, tovarășul dirijor. Poți să intru? Păi ai și intrat, da, mă rog, ia loc. Nu vă deranjați, vă rog, nu vă deranjați, cafea, dulceață, de-astea, nimic. Nu știu dacă mă înțelegeți, că de obicei vorbesc clar. Atunci fi, te rog, și mai clar. Mai clar, tovarășe doctor, este că vin la dumneavoastră pentru mama mare. Mama mare, cum îi zic eu. Păi dânsa de ce nu vine? Momentan nu poate. A decedat. Ce a avut? 102 ani și un pian cu coadă. Condoleanțe. Și cu ce pot să fiu de folos? Da, cu un sfat, tovarășe doctor. Știți, eu am îngrijit-o pe mamare până în penultima ei clipă. Alergătură, medicamente, griji de tot felul, griji cu lapte și lacrimi, cu scorțișoară. Lacrimi cu scorțișoară? Da, cu nu, lapte cu invers. Asta, emoția, tovarășe. Dânsa mi-a întunecat laptele, emoția. Nu, nici asta, că dânsul e alb ca grișul și grișul nu e scorțișoară, nu? Nu e. Acum calmează-te, da. Te rog. Eu îți înțeleg durerea, ți-o respect și aștept să-ți recapezi grișul. Asta, ei, uite, poftim că acum m-am emoționat și eu. Să-ți recapeți... Pianul, tovarășul doctor. Ce pian? Pianul, pianul cu coadă, că de la el mi se trage astenia. Îl vreau, îl merit și cum să zic... Da, tot mai clar. Păi e clar că eu am grijă pe mama mare, dar dânsa nerecunoscătoare a lăsat prin testament fratelui meu un pian cu coadă. Consider că este nedrept să-l moștenească el, întrucât n-a mișcat nici măcar un singur deget pentru mamare, deși avea 10 la ambele mâini. Îl vreau, tovarășe. Vreau pianul cu coadă, cu tot, și sunt hotărât să-l capăt prin orice mișloace. Dumneavoastră, ca medic, ce mă sfătuiți? Atacă testamentul prin justiție. Știu, dar un proces durează și mie îmi trebuie pianul chiar mâine, la ora 6:20 fix. De ce așa fix, tovarășe? La ora asta am tren. Urc pianul în compartiment, depun coada la vagonul de bagaje și în 3 ore ajungem în comună, unde sunt repartizat ca inginer agronom. Vă dați seama? Acolo, în mijlocul naturii, seara, pe deal, ziua pe vale sau la căminul cultural. Când? La pian, compoziții proprii, stimulatoare. O să vedeți dumneavoastră. Deocamdată nu văd cu ce te pot ajuta eu. Vedeți? Vedeți? Vedeți sifoanele astea? Astea două. Așa. Le-am adus cu mine. Unul colorat în albastru, celălalt colorat în incolor. Așa și? Și cum e și e simplu, m-am gândit să-i dau fratele meu una în cap cu un sifon. Cum să? Pe urmă iau pianul cu coadă și plec. De-aia am venit aici la dumneavoastră. Știți, ca medic, vă rog să-mi spuneți care culoare de sifon doare mai puțin, vă rog. Albastru sau incoloră, că oricum mi-e frate și n-aș vrea să-l doară prea rău. Ascultă, tovarăș. Te întrești cu gluma sau vorbe serios? Cum vrei să-ți lovești fratele? Nu mi-ar de glumă, tovarășul. Vă asigur, totuși acum când îmi imaginez scena lovirii, parcă nu vine să-l lovesc pe propriul meu frate. Asta în cazul când, bineînțeles, aș avea vreun frate sau măcar un frățior ceva. Cum? N-ai frate? Eu nu, n-am de ce să mint. Și atunci, cui a lăsat mama mare pianul cu coadă? De fapt, nu l-a lăsat nimănui, că n-a avut niciun pian. Cum? Bunica dumitale, n-a avut pian? N-a avut, dar nu înțeleg de ce vă supărați. Bunica dumneavoastră a avut? N-a avut.
N-a avut pian nici cu, nici fără coadă. Mă înțelegi? Foarte bine, dar de ce strigați așa? La urma urmei nu-i nicio rușine să n-ai un pian. Păi... Așa că dați-mi pianul ăsta, certificatul, că altfel îmi lovesc fratele. Iau pianul lăsat de mamare și zbor cu el. Ce ziceți, îmi dați certificatul? Certificat. Pentru ce? Pentru pian. Fără el nu pot intra în spital, că vorba tovarășului de la sfatul medicului, dacă iau din pripă pianul de coadă cu astenia de care sufăr, poate scap de repartizare. Asta de astenie și întrece. Dumitale. Da. Dumitale nu strece cu pian. Nu. Îți trece cu aer curat. Ha, da, tocmai îmi cumpăr ventilator și îl internez cu mine în spital. Nu. N-ai nevoie să faci efortul ăsta. Da. Acolo, în mijlocul naturii, te vindești complet de astenia pe care o simulezi ca un cabotin. Și acum gata, ajunge. Ești sănătos, tun. Fără tun! Nici tu tun. Nici certificat. Ia-ți pianul și umblă. Bine, plec. Plec la... La țară. La țară, unde ai fost repartizat, nu? Nu! Plec viceversa. Trebuie să-mi car pianul la altă policlinică, a 115-a, că la astea 114, unde am cântat până acum, n-am dat peste niciun medic meloman. Poate la 115 găsesc unul mai opus 114, că-s mi-a refuzat astenia. Acum că ai venit prin transfer la noi, da? Să-ți spun câteva lucruri care trebuie să-ți fie foarte clare. De acord? Am de ales? Nu. Atunci sunt de acord. Bun. În primul rând, da. Programul începe la ora 7:15 și se termină la 4:15 fix. Clar? Clar. În timpul programului nu se admit învoiri. Se folosește timpul de muncă integral. Clar? Clar, dar... Niciun dar? Orice abatere va fi sancționată conform normativelor în vigoare. Clar? Clar, însă... Nici însă, toate lucrările vor fi date conform cu planificarea existentă. Nu se admite nicio amânare. Clar? Clar, totuși... Niciun totuși, nu se admit cafele, parizări cu franzele și lucruri la Andrele. Clar? Clar. Niciun clar! A? Adică da, clar. Trebuie folosită întreaga zi de muncă. Trebuie recuperate și aceste minute pe care le pierdem noi acum. Și acum, la treabă. Ești microbist? Rapidist. Rapid. Și atunci de ce mai stai, tată? E 3:15, hai uite la Giuleș, că începe meciul. Clar? Bună ziua. Stăm la rând, vă rog, în ordine. Stăm, stăm, că sunt singur. N-are importanță și dacă vreți ceva, spuneți repede și ne țineți de vorbă, vă rog. Păi n-am spus nicio vorbă. Eu ce spun, veniți și stați degeaba prin birouri de parcă ar fi săl de așteptare. Ce doriți, vă rog? Un act de naștere. Vino mâine. Asta nu se poate. Ba da, dar eu am primit dispoziție să rezolv cererile în 24 de ore. Și nu puteți face o excepție. Mă rog, să-mi cer numai să nu spui cuva că am făcut asta, copățesc numele, pronumele, anul, luna, ziua. Adamache Florica, 1946, septembrie 5. Adamache. Florica. Adamache Florica, 1946. Ai născut la mine? Da, nu, la maternitate. La mine în sector? A, da. Precis? Și așa ți-o eu minte. Ții minte prost că nu ești. Ce nu sunt? Nu ești născut, nu ești trecut la noi născut. Păi eu sunt vechi născut, în 1946, septembrie 5. La mine nu figurez, așa că nu pot să-ți dau certificatul. Vai de mine, păi stai să vedeți că fără certificat cum mai căsătoresc eu cu Didina? Nu știu, știu doar că la mine nu figurează decât Florica Adamache. Florica, înțelegi, mata? Asta e. Cine e asta? Eu. Cum o să fii dumneata asta, dumneata ești ăsta? Ei, m-or fi declarat, ai mai greșit, că tot voi au ei fată și le-am făcut eu surpriza. Dați-mi-l pe ăsta. Cum să ți-l dau pe ăsta? Asta e Florica și dumneata ești Florica, cu pălărie pe A. Păi dă-mi-l pe ăsta, că-i pune o pălărie. Să nu faci asta, că e fals în acte publice. Pentru căsătorie. Dați-mi actele. Da, poftim. Așa, da. Florica Adamache, Florica... Cine e Florica Adamache? Eu. Fiți, vă rog, serios, că n-avem timp de glume. Ce doriți? Să mă căsătoresc cu Didina Arendescu. Și atunci de ce veniți la mine cu certificatul altea? Păi... Vedeți că nu sunt serios? Nu. Au dreptate fetele că nu mai au încredere în bărbați. Stați să vă explic. Eu sunt, dar n-am pălărie. Nici nu-i frumos să stați aici cu pălărie pe cap. Nu, 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 nu. E vorba de Florica. Dânsa, poate că e femeie. Nu, nu, dânsa e Didina Arendescu. Poftiți certificatul. Și celălalt eu, Florica Adamache. Nu căsătorim femei cu femei. Da, dar eu nu sunt femeie. Se poate vedea și cu ochiul liber, așa? Mi-au greșit certificatul și în loc de Florica... M-au trecut Florica. Regret, dar nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Vă duce dumneavoastră la cere să vă treacă din nou așa cum trebuie. Bună ziua. Na, parcă v-am mai văzut pe dumneavoastră. Da, am venit să declar o naștere. Da, vă rog, poftiți. Florica Adamache, 1946, septembrie 5. Foarte, nu se poate. Cum nu se poate? Noi nu registrăm nașteri decât la zi. Păi la zi. Ziua de 5 septembrie 1946. La ziua de acum, nu de atunci. Bine, fie și așa, atunci înregistrează-mă la ziua de astăzi. Așa se poate, deci astăzi, anul, luna, 1900. Gata, poftiți, l-am adus. Acum ne puteți căsători. Da, da. Da, nu se poate. Cum nu se poate? Noi nu căsătorim bărbați în vârstă de o zi. Cum
caracter puternic, care a ferit-o de vedetism, prietenoasă, jovială, plină de farmec, Zizi Șerban stârnea aplauze la simpla sa apariție în scenă. Talentul său a fost remarcat și de Nestroie, care, într-un revelion din 1962, a ținut să o aibă ca parteneră. Hai să te treci cu mine să văd, eu să mă bat. Nu că mă lupt de grabă, dar e musă-i că-i s-o bat. Își ia din tâi la jocuri, dar să mă iei în șep. Eu m-am înscris la probă, al mai tânăr interpret. Care tânăr, tată, Matale? Păi eu m-am înscris și parcă trebuie să și fiu. Ce luptă mare, diri, 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 care de care, diri, 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 cine-o întrece, diri, 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 noi tot luăm 10. Să punem pitabelă și o probă nouă, zic. Na bine, trece probă, al mai fain la pâc, pâc, pâc. Ba vezi că tâma tali ceva mai nimerit. Ce-ar fi să punem probă, al mai mare emerit? La proba cel mai mare emerit te-am luat, am 1,75. No, că mă țipă scaunel și fac 2 metri. Cu scaunelii, dir, 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 e cu propelii, dir, 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 păi cu propiele, dir, 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 te-ncurci în ele. Prin talent și dăruire, Horia Căciulescu a reușit să se afirme și în arta monologului. Cam asta e tot ce a mai rămas din mine. 10% din ce am fost. Aveam 100 pe oră la kilometraj și 600 în cap. Nu pe oră, pe bani. De Pitești, bună. Tare, 40 de grade la umbră. Face capul mare și lumea roz. Ce viață! Am intrat pe la 4. Îi zicea la pârâu rece. Pârâu? Ce pârâu? Ce pârâu, că în spatele gestionarului era un fluviu întreg. Spre seară drumul se îngustase rău de tot. Și pomi? Pomi? Și toți fixi. La un moment dat, motorul mergea tare. Suta. Să depășesc o căruță. Dar nu era una, erau 10. Și din față venea un camion. Ce mi-am zis? Să-mi pun mintea cu o biată căruță? Ieșea suflet. Mai bine sar peste camion. Acum nu mai știu. L-oi fi sărit? L-oi fi călcat? Doctorul zice că am avut noroc. Așa noroc să aibă el, că nu mai e nimic la locul lui. Mi-au și spus să nu desfac bandajele, că mă împrăști. Acum privesc în sens unic. Păi dacă sensul ăsta altul o să fie de sticlă. Și am întoarcerea interzisă din gât. Uite ce-mi pare rău e că am intrat în reparații capitale și sunt încă tânăr. A, nevastă mea, nu știți, nevastă mea poartă și acum doliu. Zice că bărbatul era mai lung și mai lat. Și are dreptate, domnule, are dreptate. Că nu mai sunt metrajul meu. Am ajuns cu pont de solduri. Mi-au redus și gabaritul. Costel, singurul Costel, numai el m-a recunoscut. Prieten adevărat, tot motociclist. E și el, de joi, cu o basculantă. Ghinion. Ce viață, eu plec acum. Mă duc că vin ăia la vizită. Ăștia, dacă n-au motor, umblă prin spital așa pe jos. Dar aici e spital bun. Da, da, spital bun, mare, nou, etajul 1 meze. Etajul 2 IJ. Etajul 3 BMW. Etajul 4 Iava.
Motoretele prin policlinică. Fotbalul este un joc foarte popular, ca și al Unelu Numbailer 3. Fotbalul se joacă pe un teren cu gazon tuns cu mașina, dar fără bacșiș, și de aceea nu este uniform. Portarul este un jucător neconstant în sentimente, pentru că după ce strânge mingea la piept, îi dă un picior de nu se mai vede. Așa sunt eu și chiar dacă te supăr, îmi pare rău, însă așa sunt eu. Portarul poartă un pulover de lână, fiindcă plasa porții are găuri și când fluieră arbitru se face curent. Vântule, vânt nebun, stai și ascultă ce-ți spun. Înaintea portarului stau apărătorii care nu sunt avocați, dar pledează în fața arbitrului de câte ori comit o infracțiune în careu. Vorbe, vorbe, vorbe. Atacanții echipei șutează pe lângă poartă pentru că trag cu șpițul, nu cu foxterierul care oricum e de rasă. După terminarea meciului, publicul se îndreaptă spre mijloacele de transport în comun, care se lasă așteptate ca și golurile. Te aștept pe același drum de altă dată. Ajunși acasă, spectatorii se jură să nu se mai ducă la fotbal. Iar când soțiile le atrag atenția că au spus la fel și săptămâna trecută, ei răspund, dar ce ăla a fost fotbal? La radio, Horia Căciulescu a interpretat foarte multe scenete cu parteneri diferiți. Coca Andronescu, Nae Roman, Demrădulescu, Cristina Stamate, Emil Popescu. E bine, dragă, dar roșii cu telemea azi, roșii cu telemea ieri. N-a fost aceeași telemea, ieri a fost telemea de vacă, astăzi este de oi. Roșii cu telemea alaltă ieri. Alaltă ieri am avut ouă cu telemea. Atunci spune-mi, scumpule, ce ai vrea să-ți gătesc astăzi? Păi, da, eu... Nu. Haide, haide, dă o sugestie măcar. Bine, spanac. A trecut sezonul, altceva. Drop de miel. Mielul s-a maturizat, e goș-goș-amintea oaia. Ciulama de pui. N-am încredere în puiul nostru, îl văd cam melancolic. Rață cu varză. La colita ta? Fără rață. La colita mea? Piper. O mâncare numai din piper nu se poate face. Ia piperul ca punct de plecare și pe parcurs te orientezi. Eu am un nasture de manton. Ai putea să-mi spui ce stofă se potrivește la el? Ha, ha, crezi că e același lucru, nu? Tu ce crezi? Păi, nu știu, zic și eu așa. Și la urma urmei, de unde vrei să știu? Arta culinară este o îndeletnicire prin excelență feminină. Cred că mai competentă decât noi însă este cartea de bucate, nu? Să știi că ai dreptate. Ia, uite-te aici. Vai, vai ce colorit. Da, îți lasă gura apă numai când privești. Aceasta parcă este o pictură de curbe. Da, uite, pune-o în perete și ne săturăm privind. Dacă vrei să gătești, nu mai citești și privești doar tabloul. Da, să știi că pentru a găti după cartea asta trebuie să ai un simț artistic dezvoltat, să ai simțul culorii și al compoziției. De pildă, uite, aici e și salată, dar e și peisaj de toamnă, nu? Da. Uite, dincoace e și ciorbă. Da, dar este și o gingașă miniatură orientală. Da, da, da. Vai, ia, uite-te și tu. Uite-te, te rog, la antricoatele din frigider. Ce zici, se potrivește la verdele fasolei? Da, dar poate că ar trebui să cauți o altă nuanță de verde, știu eu. Un vernil. Da, dar trebuie ținut seama că la fiert carnea își deschide culoarea și atunci... Atunci pui o garnitură de roșii și ansamblu cromatic se mai închide. Nu, mi-e teamă că nu se asezonează cu portocaliul morcovilor. Dacă am putea înlocui roșiile cu altceva... Păi da, da, stai puțin că de culoare roșie n-avem decât cireși. A, bun, punem cireși feliuți. Da, dar mai trebuie ceva rotund și galben și... O felie de lămâie. În cazul acesta nu punem cireși, nu. Și lăsăm roșiile pe care le avem. Bun, atunci reținem roșiile. Da, dar de unde facem rost de ceva alb? Ce fel de alb? Natur, dragul meu. Punem două felii de telemea. E foarte bine. Atunci suntem gata, scumpule. Astăzi îți pregătesc roșii cu telemea. Știam eu că tot aici o să ajungem. Bună ziua, aș dori o valiză. Ce culoare? Indiferent. Nu, de ce indiferent? Avem diferite culori. De ce să nu luați culoarea preferată? De ce să nu aveți plăcere de geamantan? Maro. N-avem. Atunci oricare. Uite, luați-l pe acesta. E ușor, solid, are fermoar. Merge fermoarul? E solid. Se deschide fermoarul? E elegant. Dar fermoarul merge? Să vă fac bun? Dați-mi-l puțin să-l văd. Poftim. Alo, păi, unde umblați? Ce trageți de fermoar? Vreau să-l deschid. Ah, vreți unul deschis, de ce n-a spus? Poftim, luați-l pe acesta, e deschis, e elegant, solid.
Ce faceți? Trageți de fermoar? Vreau să-l închid. Nata, nu știi ce vrei. Când e închis vrei să-l deschizi, când e deschis vrei să-l închizi. Știți ceva? Luați-le pe amândouă, elegante, solide, cu fermoare. Da, dar fermoarele nu funcționează. Păi dacă trageți de ele... Altfel cum vrei să-l deschid? Și de ce să-l deschideți? E gol înăuntru, vă spun eu. Ui, uite, nici asta nu merge, e stricat. Dați-mi voi. Nu, e bun, dar trebuie uns cu lumânare. N-aveți o lumânare la dumneavoastră? Îmi pare rău, dar n-am. Nu-i nimic, merge și cu săpun. Săpun sper că aveți. Nu, n-am nici săpun. Ce fel de client ești dumneata? N-ai săpun, n-ai lumânare? Mă rog, să văd ce pot să fac pentru dumneavoastră, că vreau să vă servesc. Aha. Uite, am găsit alt geamantan. Luați-l pe ăsta. Are fermoarul înțepenit la mijloc, așa că e și deschis și închis. Cum ați vrut dumneavoastră la început? Cred că o să plec cu rucsacul. Atunci să vă dăm un rucsac. Poftiți, elegant, încăpătorul, cu buzunare, cu fermoare. Se închide bine fermoarul? Elegant, ușor. Nu, zic fermoarul se deschide. Elegant, încăpător. Dar fermoarul merge? Las mai bine o mapă de polivinil. E frumoasă, ușoară, cu fermoare. Merge fermoarul. Avem toate culorile. Merge fermoarul. Și maron, culoarea dumneavoastră preferată. Fermoarul merge. Și nu vreți mai bine o valiză fără fermoar? Ba da. Atunci poftiți, luați-o pe aceasta. I-a căzut fermoarul. Alo, cooperativa? Da, aici cooperativa Super Rapid, unitatea de intervenții urgente. Reparații, renovări, lucrări, prestări, fără amânări. Înseamnă că am nimerit bine. La noi nimeriți totdeauna bine, fiindcă e firmă luminoasă afară. E vorba despre o reparație urgentă, știți? Mi s-a spart o țeavă la bucătărie. Și probabil curge apa prin spărtură. Exact. Ați văzut, specialiștii noștri sesizează imediat situația. Da, știți, se inundă bucătăria. Normal, deoarece curge apa prin spărtură. Așa. Și vă pot asigura că apa va pătrunde și în celelalte camere. Păi, a și pătruns, fiindcă sun la dumneavoastră de două ceasuri și nu răspunde nimeni. De ce vă mirați? Noi nu răspundem de spărturile altora. Tovarăș, vreau să-mi trimiteți un specialist de urgență, vă rog. Specialiști în urgențe nu avem pe schemă. Un specialist să repare țeava, tovarășe. Numele dumneavoastră și locul unde lucrați? Acum lucrez la țeavă. Pun șomoiage și cârpă în spărtură. Curge apa, s-a inundat bucătăria. Ce fac? Luați masa la bufet expres. Ce, cum se prezintă spărtura? Așa, în formă de, cum să vă spun, în formă de spărtură. Ce dimensiune are defecțiunea? Tovarășe, mi-a pătruns apa și în dormitor. Nu-i nimic, dormiți la hotel. Ce dimensiune are defecțiunea? Nu știu. Asta nu e dimensiune. Și nu ne rețineți prea mult, că noi suntem secție operativă. Ce dimensiune are spărtura? Habar n-am, dar ce vă interesează? Să știm cât material să ia tehnicianul. Da, mă rog, să zicem așa, știu eu, 30 de centimetri. Baza, diametru sau circumferința? Spărtura! Notat, rămâneți acasă. Într-un sfert de oră, specialistul e la dumneavoastră, vă salut. Aoleu, am uitat să-i cer adresa. Ca să vezi ce clienți zăpăciți. Emilia! Emilia! Alo, tovarășu! Șt, liniște! Liniște, dar nu știu unde stă. Așa că, Emilia! Alo, mai ușor, că nu ești pe bărăgan. Păi dacă strig mai încet, nu mă aude. Emilia! Ei, ce se petrece aici? Cum strigi dumneata la ora asta? Uite așa, Emilia! Alo, aici dorm oameni, sunt și copii mici. Aici stau atâția. E, da, dar tot aici stă și Emilia! Dar ce te-a apucat, omule, de strigi așa? Noaptea. M-a apucat noaptea în orașul ăsta și n-am unde să dorm. Emilia! Alo, fii om înțelegător. Pe cine cauți? Da, pe tovarășa Emilia! Vasilescu, apartamentul 26, etajul 6. Păi dumneata, nu vezi că blocul ăsta are numai 4 etaje? Și nu-i mai face 2? Păi atunci unde stă Emilia? Nu stă tovară și niciun Vasilescu aici. Și nu mai țipa așa, că uite, nu poate dânsa să doarmă copilul. Dar n-am niciun copil, tovarășe. Păi atunci ce tot lege-ne acolo? E bărbatul meu și fac ce vreau cu el. Emilia! Omule, frate, nu mai țipa așa. Ia vezi, poate ai greșit adresa. Aici e blocul A, scara C, tronsonul B. Un moment, vă rog să mă uit pe bilețel. Exact, blocul A, scara C, tronsonul B. Aoleu,
Aveți dreptate. Aici nu stă Emilia Vasilescu. Aici stă Stelică Iordăchescu. E, păi vezi, nene, păi vezi. Vă rog să mă iertați. Mă rog, s-a întâmplat. Da, am greșit, îmi pare rău. Așa e, domnule, ia uite, Stelică stă aici, da? Da, bine. Noapte bună. Noapte bună. Și vă rog să mă iertați. Nu-i nimic. Stelică! Da, imediat. Ce surpriză! Intră, dragă! Intră în casă, poftim! Nu m-am dus la hotel, Bravo. Am venit direct la tine. Voiam să te văd. Foarte bine. Numai să nu te superi. Am venit să cumpăr ceva pentru toamnă, te superi? De ce să mă supăr? Nu, că nu m-am dus la hotel și am venit la tine. E mai bine așa. Păi și eu mi-am zis că e mai bine, dar acum mă gândesc că poate nu am procedat cum trebuie, că ar fi trebuit să nu vin. Păi de ce să nu vin? Nu te deranjezi? Dar cum o să mă deranjez? E târziu, îmi spuneam, s-a făcut 10, până mai stăm de vorbă, ne apucăm miezul nopții. Dar de ce să-l fac să piardă noaptea? Ei, să o pierd. De ce să o pierd? Păi așa de pomană, ziceam, omul are servici, a doua zi se scoală dinți de dimineață și eu o să-i trâncănesc în urechi tot felul de lucruri. O fi el prietenul meu, dar nici așa să-mi bat joc de el. Cum o să-ți bat joc? Ziceam că omul când nu doarme ca lumea noaptea, a doua zi e buimac și o să-l întrebe colegii ce ai pățit, mă, și el o să le explice, mi-a căzut un prieten pe cap. Asta e cam ghicit. Ce? Ce să ghicești? Că ți-am căzut pe cap. Nu, cum o să cazi? Uite așa, am venit la București să cumpăr niște confecții de toamnă. Am un amic care e vânzător la un magazin, însă lucrează în tura de după amiază. Îți dai seama? Tu n-ai nicio vină. Dacă te supăr, plec, nu vreau să strig noaptea. Păi, care noapte? Păi noaptea asta. Ce mi-am zis? Mă duc totuși pe la 10 și dacă văd că e obosit, plec. Ești obosit? De ce? De ce să fiu obosit? Că strig noaptea. Uite, acum ar trebui să te urci în pat. Nu, că n-are niciun rost. Mă duc în baie să fac un duș. Mi-e teamă că am și întârziat. Unde să întârzi? Păi de ce nu mi-ai spus că ai o întâlnire? Vai de mine, te-aș fi lăsat în pace. Ți-am spus eu că nu vreau să te supăr. Păi de ce să mă superi? Oricum s-a făcut 7. Cum 7? Păi da, e 7 și eu la 7:30 trebuie să fiu la serviciu. Ei, pe naiba, a trecut noaptea. Asta n-aș fi crezut-o. Dacă știam, mă duceam la hotel. Nu te mai deranjam, îți dai seama? Am mustrări de conștiință. Poate voiai să mănânci, să te culci. Și eu, tranc, ți-am căzut pe cap. Așa că ți-am căzut pe cap? Dar nu o să-mi spui mie că te bucuri. Dar unde ești? Poftim. A plecat. Aolea, ce pisăloc. Dă-i cu vorba. Dă-i bine că a plecat. Acum pot să trag și eu un pui de somn. Inima încet, în patru ani, îl dona de copilani. Alo, Julieta? Cine treabă? Eu, Romica. Mai tare, vă rog, telefonul e defect și nu se aude bine. Romica, acceleratul București-Timișoara. Vagonul 10, locul de la geam. Poftim? Romica, de lângă ferea. Care va ceda locul la Caransebe și s-a recomandat la pat. Tovarășul Romeo, îmi intesc. Avem 2 tichete pe același loc. Au fost 3 tichete pe același loc. Eu însă bi l-am cedat dumneavoastră. Alo, se aude? Efecțiune telefonică. Ziceam de 6 tichete pe același loc, dar eu vi l-am oferit cu plăcere. Bravo! Dragu? Care dragu ăsta? Care dragu? Nu e Romica? Alo? Mică, Timișoara București. Oților de tren, 8 tichete. Vă amintiți? Da, mi-amintesc. Când le rupe, defect telefonul. La Comarnic am coborât și am adus un cico și o pungă de la producătorul. Ia bureții. La Ploiesud mi-a zâmbit și la Triaș mi-a dat numărul de telefon. Vă amintiți? Perfect. Am luat pentru diseară bilete la Bună seara, doamnă Campbell. Se aude? Alo? Bună seara, doamnă Campbell. Bună seara, la revedere. Nu, dumitale, doamnă Campbell! Tovarăș, ați greșit numărul, aici nu stă nicio doamnă Campbell! Alo, Luceafărul! Fără complimente, tovarășe, că hârâie! Aici e Romica! Știu, ne-am cunoscut în tren! Eu mă întâlceam din concediu, am așteptat cu nebunare sonul dumitale! Ai fost foarte tăgut și icon! Mi-a spus să telefonez în pe seară. Unde ne întâlnim? Eu propun, alo, la ora... Și mă surte, la sala, în holul de la... De acord? Alo, nu-mi ție nimic! Deci rămâne avilit așa, o mică. Vedem! Alo! N-am înțeles nimic. În holul de la... Și... În care sală? În București există 1000 de holuri și de săli. Stai să mai telefonez o dată. 2, 43, 6, 4... 2, 1,
Alo? Da, vă. Alo, Julieta? Nu, vă rog, aici e tatăl Julietei. Julieta a ieșit chiar în această lipă pe ușă. A legat să se nască cu mică. Vă lut. Cu timă? Na. Ai încurcat-o, Romica. Da, am o idee. S-o luăm metodic, din hol în hol, din sală în sală, până diseară la 9, când am bilete, poate o găsesc. Bună ziua! Vă salut! Ma, tu ești aici cu Salvamaru? Da, cu Salvamaru. Și stai aici, în barca asta? Aici. Bravo! Și vâslești bine? Sigur! În regulă. Atunci pot să mă duc și eu în mare, că vii după mine. Vin. Dar dacă ce se face sete? Beau. E, păi vezi, și pleci din barcă? Nu, că am aici o sticlă cu apă. Bravo, mersi. Atunci mă duc. Poftiți. Dar pe furtună ce faci? Ce să fac? Uite, eu intru în mare și vine deodată furtuna. Te bagi? Mă bag. Vâslești pe furtună? Păi, dacă mergeți numai până la Geamandură, într-un minut sunteți pe plajă. Vă să zic că nu vii. Ba, viu. Dar dacă te stric, vii? Viu. Și dacă nu te stric? Nu viu. A, vezi? Poate eu stric și nu mă auzi. Băi, până la Geamandură sunt 10 metri, cum să n-aud? Dar poate că eu nu pot să stric pentru că am apă în gură. Dar ia spune-mi, ai văzut la delta Dunării scrumbii de alea de mare de 10 lei kilogramul? Bune. Da, dar ele nu mușcă? A, păi sunt mici. Știu, dar ele merg în haită. Dacă mă înconjoară vreo 2 kilograme de scrumbii, m-am ars. Fiți liniștit că nu se apropie. Mai știi, poate din răzbunare, că eu chiar ieri am cumpărat un kilogram și le-am prăjit. Nu-i pericol, domnule, nu-i pericol. Dar dacă stric scrumbii, vii? Viu. Bravo. Auzi, dar pălămida cum e? E bună? Delicioasă. Nu, frate, eu te întrebam dacă e bună, adică dacă nu mușcă. Nu. Atunci, de la ce se îngrașe ea în halul ăsta? Are ea hrana, ei e mare. Păi și eu sunt în mare. Da, da, ea e mai la... Și dacă stric pălămidă, vii? Viu, viu, viu. Mersi. Uite, acum aș vrea să-mi spui sincer părerea dumitale. E periculos în mare? Nu. Da, pe uscat? Nici. Da, dar unde e mai periculos? Pe uscat sau în mare? Depinde la ce adâncime te duci. Vezi? Dar pe uscat nu depinde de nimic, nu? Nu, nu. Păi atunci de ce să mă bag eu în mare? Cum doriți. Uite, îmi pun cerceacul chiar aici pe țărm. Dar dacă vine un val și mă ia, vii? Viu. Dar dacă mă arde soarele, vii? Nu mai vin. E? Atunci să-mi iau cerceacul și să mă înfășor cu el. Ce grozavie de plăcut. Auzi, de 10 ani viu eu la mare și nu mă mai satur. Are mare asta poezia ei. Apă, soare, pșii. Publicul românesc a știut întotdeauna să-și aleagă, să-și respecte și să-și ovaționeze actori. Cu talent și profesionalism, Zizi Șerban și Horia Căciulescu au încântat an de-a rândul generații de spectatori. Succesul și celebritatea nu i-au deformat pe cei doi, rămânând verticali, căci ținta lor a fost mereu aceeași, publicul, care a știut să-i aprecieze. Ați ascultat mari actori de comedie. Lacle, unde ești? Sunt aici, pe alea trandafirilor. Ce faci acolo? Mă odihnesc. Foaie verde neacutare, nu călca iarba în picioare, că plătește amendă mare. După atâtea munci, citesc, mă cultiv, mamă, doar mă aflu într-un parc de cultură. Zizi Șerban și Horia Căciulescu. Regia tehnico-muzicală Florin Bădic. Realizatorii
Silvia Cusursus și Mircea Zăvoianu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă cu aceeași plăcere la ediția viitoare.